cu părintele niciodată. Singura, și totuși atragea atenția singura când dată, da, da, singura dată când mi-a spus un lucru, mi-a zis, adică ca o ceartă am văzut-o, a fost: Visarion, te credeam om duhovnicesc. Am simțit-o ca pe o lovitură în plex, așa, de boxior. Dar a fost de o blândețe și de o delicatețe extraordinară. Altă dată a făcut semne o boroboață și mi-a zis: dragă, uite, amânăm Sfânta Împărtășanie, zice, mai stăm puțin telcă, să te mai pregătești. Și atunci eu m-am mâhnit tare. Și părintele, când a văzut că m-am mâhnit, a avut atâta blândețe și dragoste încât a auzit ce mi-a zis. De o frumusețe incredibilă, pe care eu nu pot să uit momentul ăla și nici chipul părintelui. Zice: te rog să nu te întristezi. Același lucru l-am făcut și eu când eram de vârsta ta. Iar duhovnicul meu a îngăduit să nu mă împărtășesc o vreme. Auziți ce îmi spunea bătrânul? Adică, stai puțin, ce te duce așa spre deznădejde? Dar Cristi vorbește despre preoți care sunt totuși mai duri cu păcate, care până la urmă nu sunt chiar atât de, din punctul nostru de vedere, și poate sunt. Părintele Sofian, de exemplu... Cu mine n-a fost niciodată. Părintele Sofian, de exemplu, era dur cu un păcat peste care absolut toți preoții pe care trec mai ușor. Ce ușor, nici nu-l întreabă. Nici nu-l întreabă, da. De exemplu, părintele Sofian punea foarte mult accent pe judecarea celorlalți. Judecarea celorlalți o vedea ca un fel de temelie a tuturor celorlalte păcate. Adică dacă comentezi la adresa celorlalți, dacă îi judeci, ăla e un hoț, ăla e un nenorocit, ăla e un curbal, ăla e nu știu ce. Ceea ce, să fim sinceri, cu asta trăim, cu asta ne hrănim, toți avem niște percepții despre ce din jur. Da, ia uite ăștia din politicieni, nici niște hoți. El nu admitea nici dacă respectivul om făcea păcatele. Ai arătat pe mine? Nu. Doamne ferește că... Ok, nu aveți funcție exact. Deci părintele nu admitea să judeci nici dacă respectivul făcea acele păcate. Avea un cuvânt tare frumos aici, zicea: dacă vezi pe un om care a păcătuit, nu numai să nu-l judeci, ci să-l acoperi cu haina ta, ca nu cumva să-l vadă altul și să-l judece. Așa, adică spune? Ducea mai departe lucrurile. Deci era considerat nobil să-l acoperi cu haina acoperi, ta? Da. Păi oarecum nu, se bate cap în cap cu ce spuneam mai devreme, să nu stai la masă cu tinerii care, sau cu oamenii care... Păi nu, ăla era părintele Cleopa. A, deci erau părinți diferiți. Dar diferit cum văd ideea de păcat, adică anumiți preoți... Nu vă gândiți că părintele Sofian nu credea că e păcat să faci sex înainte de cununie? Nu! Nu, doar că vă spun că punea asta la rădăcina spovedaniei, pentru că el considera că din mândrie care se vădește cumva prin judecarea celorlalți, din mândrie se hrănesc toate patimile noastre. Da, așa. Și el încerca, tot timpul ne spunea asta, încercați să vă însușiți și să aplicați cuvântul Mântuitorului, învățați de la mine că sunt zmerit și blând cu inima și veți afla odihnă sufletelor noastre. Voastre. Asta spune Hristos. Și părintele Sofian spunea să încerci să aplici cuvintele acestea. Ceea ce la alți părinți n-am prea întâlnit, să pun atât de mult accent pe nejudecare. Da. Tot părintele Sofian nu era un părinte care... Deci, practic, am judecat pe alții ce sunt, ce fac, nu este considerat un păcat. Sau de ce sunt așa și nu sunt altfel. Nu era un părinte... avea totuși un soi de severitate aristocrată. Era părintele nobil, Sofian? Așa distins, cred da? Că depinde de om. Cu mine n-a fost niciodată sever. Da, nu știu cum spune. Părintele Sofian? E vorba de același duhovnic. Da. E și al meu, era și al meu și al lui Cristian. Dar vedeți cum se purta diferit noi, cu măsuri diferite. Cred că nu găsesc cuvântul. Nu era genul părintelui Teofil Părean să te îmbrațe, să stea, să te strângă, să te afectos, te... Nu. Avea, de asta vreau să zic, un fel de noblețe aristocrată care avea o anumită distanță între tine și dânsul. Deci niciodată nu era ca la părintele Teofil. Nu era nici ca la părintele Cleopa. Părintele Cleopa glumind foarte mult. Glumea și avea un umor teribil. Adică eu care am fost la părintele Cleopa de câteva ori... Nu, părintele Sofian era un intelectual, un om cu două facultăți, foarte distins, citit, și care, spre deosebire de majoritatea duhovnicilor, iarăși m-a surprins asta foarte mult și a rămas cu asta de la el, încerca tot timpul să nu trimită la el însuși, să nu aibă o învățătură proprie, să nu-și duce ucenicii într-un sistem propriu, ci să te trimită către părinți.
Avea și o vorbă, dacă îi spunea dintr-un părinte, spunea, dragă, dar tu citești un părinte și mă întrebi pe mine, dacă ești dintr-un sfânt, e mult deasupra mea. Deci el a încercat tot timpul să ne pună biserica în față și de la biserică să învățăm, adică din tradiție, scriptură, ceilalți duhovnici. Nu era niciodată cu, asta e părerea mea, eu zic că, eu fac, nu cred că l-am zis vreodată spunând, eu sunt de părere că. Părintele Arsenie Papacioc, Părintele Arsenie Oca. Arsenie Oca, întrebasem, dar și Părintele Arsenie Papacioc. Nu l-am cunoscut niciodată. Da. Din cărți, Părintele Arsenie Papacioc era plân. Părintele Arsenie Boca este clar omul care a avut cele mai multe harisme dintre marii duhovnici, însumate. Numai că era un artist clar, înzestrat, cânta, pita. Sunt școli diferite duhovnicești, sunt școli, atitudini diferite duhovnicești. Vă dați seama că Părintele Sofian avea atâta blândețe, cred că și nativ o avea, dar și ca dar de la Dumnezeu, încât gardienii în închisoare, el a făcut pușcărie la canal, 16 ani, nu îndrăzneau să-l lovească când îi vedeau chivul. Deși în anchete cred că a mâncat bătaie, că spune la un moment dat vestitorul ortodoxiei, de aia la securitate. Deci adică, la canal n-au îndrăznit să-l lovească pentru că avea un chip foarte blând. Te smerea chipul pe care îl vedeai în fața ta. Și atunci, sigur că depinde de școala la care te simți. Aveam colegi care și vreau să se apropie de Părintele Sofian. Și spuneau, cine bă, la moșulică ăla blând, care, adică așa, moșulică haios, blând, prea blând. Zice, eu nu pot să merg la el. Eu am nevoie de ceva mai ferm, mai... Eu am încercat să mă apropii de Părintele Cleopa, n-am putut. Când am fost la o cuvântare... Probabil că depinde și de oameni. Poate unora le face mai bine un stil mai dur, poate altora... blândețea. Păi asta spun. Unii părinte, care au conștiință. Părintele Rafael Noica a spus lucrul acesta. Zice, sunt oameni care se mântuiesc lângă Părintele Cleopa, sunt oameni care se mântuiesc lângă Părintele Arsenie Papacioc, sunt oameni care se mântuiesc lângă Părintele Sofian. Eu nu cred că ar trebui puși în contradicție unii cu alții. Da, așa este. Sunt complementari. Da, sunt. Se completează. Citeam aici, foarte interesant, chiar dacă într-adevăr sunt puțin exagerate aceste păcate, vorbeai, Criste, despre faptul că ai judecat pe alții, ce fac, ce zic și așa mai departe, este considerat păcat. A jura strâmba asta, deja știm că, sau oameni care jură că fac ceva rău, dar o zic așa oarecum în glumă, că o să se răzbune sau pur și simplu nu sunt neapărat niște răutăți, sunt doar răutăți de moment. Iată și acestea sunt catalogate ca fiind rele, dar un lucru pe care cred că mulți dintre noi îl facem, se vorbește despre a fi păcat faptul că porți vorba de colo-colo sau vorbești cu mai multe înțelesuri, Cristi. Vizarion că el e ducul. A, vrei să scapi. Da, nu știu asta, adică facem cazuistică deja. Știi? Da, facem. Și, păi, facem cazuistică. Știți care e problema cu cazuistica? Nu, este interesant dacă este păcat sau nu, să știi. Păi nu, problema este în felul următor. Ce înseamnă cazuistică? Știți, luăm fiecare păcățel și păcătuț și îl dezbatem și îl împărțim pentru și facem... Pentru că este un păcat foarte des întâlnit. Păi da, dar eu vă zic o altă chestiune. Ce înseamnă cazuistică și care sunt efectele ei nefaste? A minți este păcat? Da. Bun. Cazul concret pe care l-a spus profesorul nostru de morală, nu știu bine, dacă ți-amintești. Bine, că poți să minți într-un scop nobil. Păi stați o clipă. A minți este păcat dacă și zice... Dacă într-un scop nobil, da. Păi nu, dar poți să minți nu într-un scop nobil, poți să minți fără să păcătuiești. Da. Spune cazuistica. Păi nu, a minți e păcat. Și dacă este într-un scop? Acolo, adică dacă minți, acolo se fac pogorăminte. Nu. Dar stați să vedeți situația. O maică are grijă de intrarea casei episcopului. Da? Și episcopul îi spune, maică, dacă mă caută cineva, nu sunt acasă. Maica intră într-un conflict cu ea însăși. Cum să mintă? Dar episcopul i-a spus să zică că nu e acasă. Sună la ușă cineva și, bineînțeles, preasfințitul e acasă, maica se blochează și zice, nu este... Cu voce tare zice, nu este și în gândul ei la mine în buzunar. A mințit sau n-a mințit? Astea sunt chestii iezuite. Păi, exact. Ascultați-mă puțin. Da. Dar asta este hai cazuistica. Hai să dau un exemplu mai simplu în care asta nu este cazuistica. De exemplu, eu mă simt rău și vă spun acum, eu mă simt bine. Nu e un păcat faptul că eu spun că mă simt bine, că mă simt rău.
Da? Ca să dăm exemple nu, mai, dar dacă e fiecare, mai concrete, adică dacă nu, e, nu așa de complexe. Păi da, nu, dar dacă deci e fiecare păcățel... Fără să păcătuiesc. Că vreau să creez o stare de bine celor din jur. Dacă e fiecare păcățel și păcătuț da. Și îl desparți în sau mii... Sau dacă îi dai încredere unui om care este evident că, nu știu, să crezi că mă iertă. Pot mântui? Sau... Eu poate nu cred, dar zic da, cred. Îi spui că te va face bine chiar dacă este evident că nu și așa mai departe. Nu știu dacă este un păcat, pentru că până la urmă faci ceva nobil. Uitați o poveste, că tot vorbim de minciună. Din înțelepciunea asiatică, la un guru vine un ucenic. Asta cu minciuna, și zice, să știți, cu minciuna, ce dacă... cum să mă eliberez? Zice, simplu, nu mai minți. Păi oricum nu mint. Păi atunci e foarte simplu. Nu minți, uite, măcar o lună și îți garantez că te eliberezi. O liberezi. Zi. Cum? O zi, nu o lună. O zi. Păi nu e mare lucru. Să da, tu te liniști. Era șef de gară. Întârzi un tren, îl sună șeful, băi, bolmojește, eu eram de vină. Băi, nu pot să mint. Cum, nu minți, acolo mă acoper, mă... Băi, nu pot să mint. Îl dă afară. Vine cei cel nevastă. Că, de fapt, m-a dat afară, că nu i-am putut să zic lui și să-l acoper pe șeful cu o chestie mică pentru că am vorbit cu guru. Nu pot să mint. Suci și dă, îi spune soție. Păi, uite ce-am făcut. Bă, tu ești cretin, ieși afară, nu te mai privesc în casă, păi ce era mare lucru, că l-acopereai pe ăla, e de câte ori nu te-a acoperit. Se gândește omul ce se gândește, băi, zice, îmi rămân copiii. M-a dat afară nevastă, mi-a rămân copiii. Îl fă copiii pe afară, dar nu putea să mintă. Le spune în față. Păi uite așa, așa. Păi și cum, tată, tu nu te-ai gândit la noi? Noi ce mâncăm? Soția nu lucra. Nu m-am gândit. Păi, nu m-am gândit. O, ce tată ești! De natură. La sfârșitul unei zile, era pe grămada de gunoi a orașului nemâncat, îl luau toți în balon, stă să așa să mediteze la ce a făcut și puf, vine iluminarea. Mă rog, asta e o poveste orientală. Trece guru și zice, ți-am spus? Atât a fost rând. Să nu minți. Pentru că nu era la nivelul de a nu minți. Noi trebuie să ne gândim la următorul lucru. Hristos a mințit? E o bună întrebare. Nu. Nu. Deci modelul ăsta este. Corect. Clar. Suntem noi la nivelul de a putea să-i urmăm lui Hristos? E o carte celebră scrisă cu vreo 700 de ani, Urmarea lui Hristos. Da, da, da. Thomas care îi plăcea foarte mult părintele lui Arsenie Papacioc. Deși dacă, catolic, dacă, dar e recunoscut și în ortodoxie. Pentru că e citită foarte mult. Nu mai puțin Iisus, prin omisiune a mințit. Așa. Deci știți? Să nu fim iezuiți. Suntem ortodoxi, să nu fim iezuiți. Am mințit prin omisiune. Părinte. Păi l-au întrebat, cine sunt? Cine ești? Păi voi cine ziceți că sunt? Da, da, erau... Păi de ce a mințit? Păi cum? Adică... Păi n-a zis, de ce n-a zis? Dar n-a mințit. Nu, n-a mințit. Nu? Trebuia să spună, nu. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Înainte nu n-a zis. Nu, nu, niciuna, după iezuite, că exact, nu minciună. Păi n-a zis adevărul, adică trebuia să le spun adevărul. Ideea este că atâta vreme cât adevărul nu este spus cu convingere, trăit, el poate să ducă la consecințe catastrofale pentru cel care îl spune. Deci adevărul, dacă nu e trăit în întregime de ființa celui care îl spune, rănește și face rău. Pentru că eu pot să spun un adevăr din răutate, din parșivenie... Sau să spui cu răutate, dar răutate, spun un adevăr. Da, spun da. Un adevăr și jignesc. Adică da? Vezi o persoană care, nu știu, are un defect și îl spui. Da, tu ți-am spus adevărul, dar este spus cu răutate. Că ești da. Șchiop. Da? Ha, 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 ha. Da, e un lucru adevărat și dacă e spus cu... Lipsa de iubire cu răutate e păcat. Deci sigur că adevărul poate să, să fie și un păcat. Da. După cum minciuna poate să fie când e spusă cu iubire o chestie protectivă. Este o întâmplare în pateric foarte șocantă. Foarte, foarte greu de înțeles. Părintele Coman, care e traducătorul celei mai complete forme de paterism, mai multe paterice egiptene, el l-a tradus pe cel mai mare, insistă să spună că aceasta este de fapt măsura lui Hristos. Trece un tâlhar prin schit, deci să zicem prin, mă rog, era un fel de mănăstiri, și după aceea vine stăpânirea și îl întreabă pe părintele care îl duse pe tâlhar, căutăm un tâlhar pe unde a luat-o. Și părintele, că îl întrebaseră frații, părinte, cum e cu minciuna? Și zice, dacă nu minți, ai pierdut un suflet de om.
pentru că tâlharul așteaptă de la un preot, nu să fie o instanță impersonală cum cea părintele Visarion, ci să fie blând, înțelegător și ocrotitor. Deși vedeți aici cu două tăișuri, un tâlhar, adică acoperi un tâlhar, păi cam același lucru se întâmplă când vine un om și ți se spovedește că a furat. Te duci și îl denunți la poliție? Nu! Nu! N-ai cum să-l deduci. Eventual este secretul spui... spovedaniei. Da. Trebuie spus acest lucru. Îi spui, lucru. Te sfătuiesc să te duci, să te predai. E, minunea a fost că părintele respectiv așa înțelegea lucrurile. Îl acoperi pe acel tâlhar, încercând să-l aduci, bineînțeles, la Hristos, la credință, încercând să-l schimbi, etc. Probabil că îl și sfătuiești la un moment dat să se predea. Dar nu-l dai în gât. Părintele chiar a fost într-o astfel de situație și da. Știe mai bine decât mine. Cu fata care a fugit la mănăstire. Foarte mediatizată și... Da. Oricum, deja intrăm în niște lucruri foarte amănunțite și cred că lucrul ăsta nu folosește celor care ne privesc. E o varietate largă de păcate și nenorociri care se pot abate asupra omului. Însă, aș vrea să vă zic așa niște măsuri. Avem sfinții din Pateric. Îl avem pe Ava Antonie cel Mare, care, sper să fie vorba despre el, care din greșeală rupe aripa unei muște. Se pocăiește. Începe să plângă, începe să se caine, că a comis o mare... Deci pentru că a rupt aripa unei muște. Bun. În partea aialaltă îl avem pe Ava Moise Arapu, sfântul, care a fost bandit, a fost pungaș de deșert, avea o trupă de băieți cu care omora, viola, schingia și a pus în gând să predea, să prade o mănăstire, n-a putut să intre, că mănăstirile deșertice erau ca niște cetăți, s-a îmbrăcat în monah, ciocănește la poartă, maicile îl primesc, îl pun pe scaun, o maică oarbă era pe lângă ele, îi spală picioarele, cu apa de la picioarele lui dau pe ochiul maicii oarbe, aia vede și Moise Arapu pe loc se convertește pentru că nu înțelegea cum minune de la picioarele lui, el pungaș nenorocit, bandit, a făcut minune. Când l-au întrebat înainte de moarte, zice Ava, ai făcut păcate grele în viața ta. Zice, nu mă întrebați ce am făcut. Nu mă întrebați ce am făcut. Pentru că e mai simplu să vă spun ce n-am făcut. Că ce am făcut... Făcuse toate trăznele. Zice, de piatră, de floare și nu mai știu ce a zis. Nu m-am apropiat. N-am făcut rele. În rest, am zdrobit tot. Dar era sfântul Moise Arapu. Dar s-a mântuit nu prin păcatele lui. Păi schimbarea produsă de Hristos în el. Doar Doamne ferește, acum cine o să creadă că s-a mântuit, că să înțeleagă lumea. Dar explicit. Problema este în felul următor. În momentul în care noi ierarhizăm păcatele, ăsta e păcatul cel mai mare. Păi și cu ei, alții care nu l-au făcut pe cel mai mare, ce faci? Știi ce zicea părintele Rafael Noica, sintetizând ceea ce zicea părintele? Care e păcatul cel mai mare? Zicea, omule, păcatul cel mai mare este cel pe care îl faci tu. Pentru că te desparte de Hristos. Da, 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 da. Și ceea ce contează e că nu ești cu Mântuitorul. Deci Ava Antonie cel Mare plângea pentru piciorul de muscă rupt. Celălalt? Moise Arapu plângea pentru că... Făcuse tot, aproape toate păcate. Tot violase, omoruse oameni. Vă dați seama? Adică, bun, și acum unde-i marja de... Tu unde te pui încât să te pui... Până la urmă sau unde? Păi sigur! Nicu Steinhardt, monah fiind, chiar vorbește bine. El a fost un intelectual remarcabil ortodox. Și zice la un moment dat, dom'le, când este vorba, era într-o dispută literară cu cineva și a fost spus, cel mai mare păcătos, tu ești cel mai mare păcătos. Și a luat apărarea un prieten de jurnalism literar. Și a zis, dom'le, în mod obișnuit, asta este o acuză nefondată, dar în ceea ce mă privește, pentru că eu m-am văzut față de Hristos cât de păcătos sunt, da, eu chiar cred că sunt cel mai mare păcătos. Eu pe dinăuntru meu, așa mă văd, ca fiind cel mai mare păcătos. Da? Chiar dacă prietenul meu cu tare critic literar mi-a luat apărarea, nu, el greșește, are dreptate adversarul meu, eu sunt cel mai mare păcătos, așa mă simt. Tot părintele Sofronia Saharos spunea să nu credem
că sfinții spun lucrurile acestea dintr-un fel de complezență. Asta e. Și el spunea că de fapt e realmente o realitate. Distanța aceea mare pe care o văd între ei și Dumnezeu există. E o distanță uriașă între cel mai mare păcătos și Dumnezeu, dar o distanță mare și între cel mai mare sfânt și Dumnezeu. Așa. Iar distanța aceea infinită, e așa o simt. Și spun că așa sunt cei mai mari păcătoși. Da, nu infinită, mare. Pentru că mare. Nu infinită. Da, infinită pentru că Dumnezeu e infinit și o veșnicie vei merge către El și nu-L vei uita. Dar cum o trăiesc? Pentru că cineva care aude, de exemplu, pe Părintele Sofian spunând că eu sunt cel mai mare păcătos, crede că joacă teatru. Ori joacă teatru, ori spune, Dom'le, dar dacă ăsta e așa de păcătos, eu care le știu ce am, ce mă fac? Ce mă fac? Adică, dacă el vorbește despre sine că e păcătos, eu asta ce mă mai fac? Întrebare. Adică poți să cazi ușor într-o deznădejde, într-un soi de deznădejde și să spui, Domnule, nu intru în biserică, nu mai vin la biserică, de ce? Nu. Pentru că nu-i locul, nu vine să intru. Ceea ce e absurd. Adică, este interesant de luat în calcul. Dar știți de ce? Când vorbește Părintele Sofian, de exemplu, despre, asta o tălmăcește tot Părintele Sofronie, când spune, eu sunt cel mai mare păcătos, de fapt, ce spune el acolo? El știe, Sfântul știe, că dacă cumva dă vreun semn de autonomie, sau de, de încredere în sine, da, el îl pierde pe Dumnezeu, exact, și urmează că e sfânt, sau perioade îndelungate în care are o suferință incredibilă. După ce îl cunoști pe Dumnezeu cu adevărat, a trăi fără Dumnezeu este un chin teribil. Îți vine să nu mai mănânci, să nu mai, nu te mai îmbraci, să nu mai dormi, urli ca un disperat, urli toată ziua. De-aia o să vedeți oameni care se retrag în păduri, în peșteri și stau acolo și doar se roagă și pe de ce? Pentru că ei acolo au simțit că l-au pierdut pe Dumnezeu și îl caută, îl doresc înapoi. Ar fi în stare să facă orice pentru asta. Da, așa este. Revenim după publicitate. Am revenit. Vorbeam despre faptul că și blândețea are rostul ei, chiar dacă oamenii vin să-și mărturisească păcatele. Eu cred că blândețea este primordială. Domnul zice asta. Fiți blânzi. Fiți blânzi, ca porumbei, spune. Adică și înțelepți. Deci, iată, clar, în cazul duhovnicilor, părinte, se pare că sunt mai apreciați preoții care, totuși, atunci când te duci să te spovedești, sunt mai blânzi cu tine. Păi nu asta neapărat. E, eu cred că asta nu e calitatea. Nu obligatoriu. Nu, sunt oameni care au nevoie de un tratament mai păi dur. Păi despre mai ce dur, oameni da, vorbiți? Dumneavoastră aveți nevoie de un tratament dur? Uite că la Părintele Cleopa veneau oameni cu autocar atât de mulți încât au fost nevoiți să pună o cursă de la Târgu Neamț la Sivescăte. Da. Așa. Părintele Cleopa în relațiile personale nu avea tratamente dure. Deloc. Era mai dur ca Părintele Sofian, totuși. Net. Era, dar net. Net mai dur. Nu avea tratamente de genul acesta. Vă dau un exemplu. Dar a venit Părintele un Papacioc era blând. Părintele Papacioc, da, și avea o spiritualitate cu totul specială, punând punând accentul pe intensitatea pe care o ai clipă de clipă. Da. El spunea că prezența. Da, prezența, să ai o prezență lui Dumnezeu, în fața da, lui Dumnezeu tot timpul, mintea ațintită către El. Ceea ce pare mai ușor decât să spună duhovnicul, ai în fiecare zi de făcut un acatist, un paraclis, 30 de metanii. Dar în realitate, dacă vrei într-adevăr să o pui în practică, e mult mai greu. Și avea el un exemplu celebru în care o soție care este proaspăt căsătorită, pleacă soțul la muncă, ea se întoarce acasă, face de mâncare, nepricepută, arde mâncarea. Vine soțul acasă și spune, măi, ce-ai făcut? Aoleu, mă, iartă, m-am ars mâncarea. Lasă-mă, măi, cu mâncarea arsă, că nu mă interesează. De-aia spune, la mine te-ai gândit? Da. Și zice, asta o să ne întrebe și Hristos. Lasă-mă în pace cu mâncarea arsă, că ai mai călcat, că ai mai greșit, dar la mine te-ai gândit? Da, pentru că el îți vrea inima. Comparația, da, așa. Da. Frumos spus. Vă spun că a venit într-o zi un tânăr la biserică și după ce am vorbit, după fiecare păcat pe care îl spunea, făcea așa. Și eu îi zic, dar ce ai? De ce faci așa? Zice, păi, părintele duhovnic la care am fost înainte, după fiecare păcat îmi dădea câte o castană. Și zic, păi, păi, dumneavoastră nu-mi dați? Zic, păi, îmi pare rău, trebuie să te întorci înapoi, că eu nu dau castane. Adică,
se întâmplă și astfel de lucruri, dar eu, sincer vă spun, am auzit cuvântul ăsta la foarte mulți oameni și la monahi, la preoți, la... Dacă duhovnicul nu este mai blând ca mama, nu mai vine să mă duc să mă spovedesc la el. Pentru că primul lucru care te cheamă la un duhovnic este blândețea. Părinte, avem și păcatul telefonului. Cristi trebuie să-l spovedească, păcatul butonării la telefon în timpul emisiunii. Da, eu cred că ne conectează mereu la o realitate virtuală cu oameni și scapi realitatea, ne scapă printre degete. Eu, de exemplu, n-am Facebook tocmai din motivul ăsta. Da, nici eu n-am. Bine că m-ar și cred și nici m-ar asasina ca jurnalist, ar trebui tot timpul să țin să fiu conectat cu ascultătorii, cititorii, ar fi o interacțiune pe care n-aș putea să o mai gestionez în plus față de ceea ce fac ca slujbă, dar pe lângă asta mie mi se pare foarte complicat să ții legătura cu prietenii pe Facebook în condițiile în care nu prea te vezi în viața reală. Mai bine nu ții nici pe Facebook dacă nu te vezi în viața reală, pentru că vorba părintelui Coman, măcar așa ți se face dor. Ți se face dor și la un moment dat dorul ăla izbunește într-o întâlnire reală în care e ceva concret. Eu sunt pentru Facebook. Eu sunt anti-Facebook. Eu sunt pentru Facebook și de ce vă spun asta? Pentru că, sigur, pe pagina mea de Facebook nu o să postez niciodată cum arăt în ciorapi sau dacă mi-am luat nu știu ce izmene sau nu. Deci, nu o să fac lucrul ăsta. În schimb, cred că în mod foarte rapid n-a trimite cuvinte, suliță, pentru oameni care sunt în diferite colțuri ale lumii sau ale orașului, de serviciu, sunt la serviciu, au o tensiune, citesc cuvântul ăla suliță pe care tu îl postezi acolo și le e de mare folos. Sunt cuvinte de genul acesta pe care le pun pe pagina de Facebook și ajung și la 500 de vizualizări. Bine, tu vorbești de misiune acum, altceva. Păi stai, e blogul în care postezi. Nu, eu am pagina de Facebook. Să faci o activitate din asta, mă rog. Și atunci eu le propun oamenilor un astfel de mod de a interacționa. Nu să folosești mijloacele de comunicare pentru a-ți etala maiourile și mai știu eu ce lucru ți-ai mai luat, pentru că mi se pare inutil și penibil. Este mult prea delicată discuția. Propun să revenim la păcate. E păcat păcate. Să intri pe Facebook în timpul programului de lucru? Ce legătură are? Păi are, e un păcat, adică oamenii stau în timpul programului de lucru să nu lucrează, ci stau pe Facebook. În orice caz nu e păcat că e program de lucru sau nu e, nu asta îl cataloghează. Nu e unul religios, dar nu e corect. Da. Așa, nu e un comportament normal. V-am spus, dacă folosești mijloacele de comunicare pentru divertisment și pentru a-ți etala, nu știu, lucruri sau... Părinte, este delicat. Este delicat, dar răspundeam domnului Lucrețiu că dacă folosești lucrurile cu sens și cu pentru binele celorlalți, atunci lucrurile sunt foarte bune și lumea e bună. Am găsit un păcat care mi se pare interesant. Interesant de... Chiar nu ne-am gândit, eu personal nu m-am gândit. Am lăudat păcatele altora. Adică, spre exemplu, vezi că cineva clar are un păcat și, nu știu, poate din... Ce hoție? Nu mă refer la asta. Probabil se referă la faptul că, nu știu, greșește ceva. Și tu, păi, nu, da. Nu numai că nu-i spui că greșește, ba chiar îl auzi. Zice, băi, pe vremea mea când umbra una din sat cu alții, era mare rușine. Se ascundea, se ferea oricum, îi se strica numele, pleca până la urmă din sat. Acum dacă faci o fată, tot zic, lasă-mă, uite ce șmecheră e, vezi cum da, e. Da, dar în sensul acesta. Da, sau când are cineva clar un păcat și comentezi și lumea să bravo ei, sau bravo, adică, spre exemplu, afli de cineva, de foarte multe ori am auzit treaba asta, că fură și că s-a îmbogățit clar din așa ceva. Bravo lui dacă nu l-a prins nimeni. Sau bravo lui. Și dar de grav. Foarte multe ori am auzit și treaba eu aș fura un milion de euro dacă pentru asta ar trebui să stau doar 3 ani în închisoare. Deci iată, este deci un am păcat om care mi-a zis chestia asta anul ăsta. Și nu prost. Părinte. Nu spune de niciun păcat că este păcat, pentru că se sperie. Nu e de speriat. Eu nu vreau să... Mi-a plăcut mult cuvântul acesta că biserica este un spital, preotul este un medic de este suflet adevărat.
Și atunci... Dar este oarecum un defect. Păi eu acum spun un om așa, în felul acesta. Nu cred că se sperie nimeni dacă spui că este un defect, să lauzi păcatul altuia. Deci vin la biserică, cu siguranță. Sigur, știți, eu mai știu și o altă chestiune. Noi dorim o societate puritană. Vrem ca lumea în care trăim să fie o lume puritană. Mă gândesc la un fapt. Erau niște reclame la metrou cu o tipă doar într-un costum de baie, lenjerie intimă, o fotografie imensă pusă pe culoarul metroului. Câteva asociații puritane au cerut ca acele imagini să fie scoase pentru că lezează moralul, sufletul călătorilor cu metrou. O altă parte a lumii și foarte serioasă a spus, ce aveți, domnule? Sunt niște reclame la lenjerie intimă pe o fată frumoasă. Care e problema voastră? Deci ajungem să punem viziunea ale noastre, ale creștinilor, asupra unei lumi care nu vrea această viziune. Da, da, da. Cum să-i spun eu lumii că, nu știu, o cântăreață mare de muzică, de nu știu de care, pop, mai știu eu ce, de discotecă, de, așa, care apare sumar îmbrăcată, se împodobește nu știu cum, își pune coarne, își pune... Așa cum să-i spun eu că aia e o desfrânată, eu nu aș face lucrul acesta. Nu poți, adică... dar la reclamă poți să intervii pentru că este spațiu public și în calitate de cetățean ai libertatea să gestionezi, să negociezi prezența publică. Păi, dar nu cred în puritanismul social. Nu cred. Da, adică, hai să ne ducem aminte de ce zice Hristos, nu, așa da, cu femeia adulteră. E greu da? Să lupți cu o societate care divinizează așa ceva. Este foarte greu. Bun, dacă totodată merită. Ce spune Hristos despre femeia adulteră? Merită, nu zice nimeni că nu merită, dar părintele spune că să arunce primul piatra, cel care este fără de păcat. Da? El era singurul de acolo și, de fapt, din umanitate, care a fost fără de păcat. Bun. El îi obține viața, ca să-i urma să fie lapidată și omorâtă. Dar ce îi spune după ce o scapă? Zice, mergi și să nu mai păcătuiești. Da, cum spunea și Iisus. Da. Păi asta zice Hristos. Deci, noi avem datoria, dacă vrei să urmăm lui Hristos, să facem lucrul ăsta, adică da? Nu se îndreptăm mergi cu... și nu mai păcătuiești. Și dacă mai păcătuiești, ce face? Deci, domnule, nu îi spui, mergi și păcătuiești. Îi mai spui odată. Îi mai spui odată. Îi spui... Și Hristos de câte ori i-a zis, după părerea ta? Păi, da, uitați-vă, gândiți-vă la un singur lucru. Lui Petru i-a zis de atâtea ori. Petre, a spus, gândești dar celor căși... în care era puternic înrădăcinat păcatul, cum erau bogații care n-ar fi lăsat, se uita destul de aspru la ea, adică cel puțin în film așa mi s-a părut că privirea era zice, foarte am venit să foarte duc dură război. Atunci când da? Îi spune bogatului să-și lase interpreta averea. Interpreta bine actorul, nu? Interpreta bine actorul, dar foarte bun, filmul de inspirație divină. Comercianți, da? Zicea, am venit să aduc pacea între oameni. Nu? Nu zice așa? Nu era chiar blând, așa, genul adică, prostuț, cum l-ar da unii. Adică eu cred că Iisus nu, vedea, prostuț, vedea Cristi, cred că o mamă este proastă când e blândă? Nu, nu, dar înțelege o mamă ceea nu ce este spun. Proastă când deci e blândă. Nu, o mamă... nu adu mai partea care îți convine din Hristos. Hristos era chiar foarte dur. Bineînțeles. Hristos, nu puteai fi doar așa o fetiță când îngăcioasă. Când ne-a dărâmat bogățile celor... Sta. Știți care e explicația sfinților legat de acel moment? De ce a răsturnat tarabele? Că și da, astăzi, da, la mine da. În biserică, se află tarabă. Am pangarul unde vând cărți, lumânări. Da, 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 sigur. Păi nu e tot tarabă. Care este explicația? Și de ce totuși Hristos face lucrul acesta în templu? Da, de și ce? Cu mânie. De ce? Spune Sfântul Chiril al Ierusalimului că a folosit un cuvânt emblematic. Ați făcut din casa tatălui da, meu da, 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 peșteră da. De tâlhari. Da. Și de ce folosește cuvântul acesta? Pentru că tâlharii furau, puneau bogățiile în peșteră, iar din peștera respectivă plăteau și schimbau, modificau crime de stat. Produceau, schimbau, influențau politica vremii, plăteau crime, organizau tot felul de comploturi. Ei, de unde au plătit farisei, preoții templului, de unde au plătit 30 de arginți lui Iuda ca să-l vândă pe Iisus? Din visteria templului. Au făcut exact ceea ce au făcut tâlharii când luau din peșteră să plătească comploturi și tot felul de crime în diferite societăți. Și de aceea Iisus răstoarnă tarabele și le spune preoților din templu că ați făcut din casa tatălui meu peșteră de tâlhari. Vă comportați exact cum se poartă tâlharii. Nu pentru că a văzut tarabele acolo, se practica lucrul ăla de mii de ani acolo. Erau schimbătorii de bani, vânzătorii de porumbei,
de miei care erau în curtea templului și făceau lucrul ăla de mii de ani. Nu avea 1000 de ani templu. Nu avea nici măcar 1000 de ani. 800 de ani. Am ajuns la final de emisiune, da. Deci este totuși este de luat în calcul modul în care ar trebui să abordăm aceste păcate, exact cum spunea părintele. Nu trebuie nici să ne speriem, dar nici să le tratăm cu prea multă irresponsabilitate, pentru că sigur că da, ne îndepărtează de Dumnezeu până la urmă și de liniștea noastră sufletească. Pot să zic o concluzie repede? Da, părinte. Atât le spun oamenilor. Cuvântul Mântuitorului. Veniți voi cei ostăniți și împovărați. Adică nu-i vorba de ce păcate, câte păcate, așa cum... Este. Dacă ești ostenit și împovărat, obosit, vino către un duhovnic. Așa este. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Ne revedem și sâmbăta următoare. Noapte bună!